și catabolismul proteic, reduc depozitele de lipide prin lipoliză și mențin împreună cu prolactina secreția lactată. În ceea ce privește bolile tiroidei, o să vorbim despre hipertiroidism, adică boala Graves. De asemenea, pot apărea noduli tiroideni. Tiroidita, la hipotiroidism vom vorbi despre nanismul tiroidian, care spre deosebire de cel hipofizar afectează și intelectul uman. Iar despre cretinismul Buschogen, am învățat și anul acesta. Are o parte și genetică, de fapt afectează, contează mediul, pentru că de obicei se produce în zonele izolate unde apa nu conține destul iod. Aici avem imaginea glandei tiroide și putem să se face pe 4 paratiroide despre care o să continui imediat. Iar în partea cealaltă aveți imaginea cu o secțiune la microscop. Un alt lucru foarte important de spus despre tiroide este că nu conține doar cum are închiumul epitelial glandular, ci conține și câteva celule de tip C, care au rol în secreția de calcitonină, despre care vom relua la paratiroide. Paratiroidele, după cum ați putut observa în imagine, sunt 4 glande mici situate în partea posterioară a tiroidei. Hormonii secretați au rol în menținerea echilibrului fosfor-calcic sanguin și sunt parahormonul și calcitonina despre care am și vorbit. Parahormonul se mai numește și PTH, iar acesta are ca acțiuni principale creșterea calcemiei și scăderea fosfatemiei, producând astfel demineralizarea osoasă, activând osteoclastele, iar calcitonina are efect antagonist parahormonului, prin scăderea calcemiei și creșterea fosfatemiei. Un fel de știat că este că dacă are loc extirparea atât experimentală cât și accidentală a paratiroidelor, se produce moartea pacientului, deoarece are loc paralizia mușchilor respiratori. De asemenea, în stadii incipiente, adică doar lezarea parțială a acestora, produce tetania, deoarece are loc scăderea marcantă a calciului din sânge, fapt ce afectează activitatea musculară. De asemenea, mai avem boala Recklinghausen, care se datorează disfuncției glandelor paratiroide, se manifestă prin dureri osoase, fracturi patologice, cifoscolioze și uneori, în cazuri grave, osteoporoză. Voi trece mai departe la suprarenale. Sunt o pereche de glande situate deasupra rinichilor. Fiecare glandă are o zonă corticală, numită cortico-suprarenală, care reprezintă 80% din masa glandei, și mediul suprarenal care se află la interior, care încă doar 20%. Încep mai întâi cu cortico-suprarenala, prescurtată CSR. Este de origine mesodermică, asemenea gonadelor, și secretă 3 tipuri de hormoni steroizi, care au la bază colesterolul. Și avem glucocorticoizii, mineralocorticoizii și testosteroizii. În ceea ce privește mineralocorticoizii, au ca principal reprezentant aldosteronul, cu rol de reglare a metabolismului mineral. El determină reabsorbția sodiului și retenția apei prin eliminarea de potasiu la nivelul tubilor distali și colectării nefronilor. Astfel se menține echilibrul acidobazic și presiunea osmotică. De asemenea, pot spune că la aldosteron, dacă se secretă în exces, adică are loc hipersecreția de mineralul corticoizi, are loc sindromul FOD. În ceea ce privește glucocorticoizii, sunt reprezentate de cortizol și de derivați din cortizol, care intervin în metabolismul intermediar al glucidelor, îi stimulează gluconeogeneza, fac referire la gluconeogeneza deoarece la mediul supranional vom avea glicogenoliză, iar gluconeogeneza înseamnă sinteza glucidelor aminoacizi sau lipide doar la nivel hepatic. Glucocorticoizii sunt utilizați în tratarea unor afecțiuni, având un rol antiinflamator. De asemenea, fac referire și la ce a spus Maia, prin hipersecreția de glucocorticoizi, adică de cortizol, are loc manifestarea sindromului.
completează, contribuind și la apariția caracterilor secundare sexuale. Voi trece mai departe la medula suprarenală, unde aveți și o imagine la microscop. Și se poate vedea că medula suprarenală se află în mijloc, iar ceea ce înseamnă capsula este cortică suprarenală. La medula suprarenală avem două tipuri de hormoni care se numesc adrenalina sau epinefrina și noradrenalina sau norepinefrina. Ei sunt mediatori chimici ai sistemului nervos simpatic, iar reacțiunea lor principală este, cum am și spus, glicogenoliza și hiperglicemia. Se manifestă la nivelul metabolismului și au loc în catabolizarea acidilor grași. La nivelul circulator determină vasoconstricție, tahicardie și hipertensiune prin relaxarea musculaturii nete de apereților celulari și contracția sfincterilor și inhibarea majorității secrețiilor digestive. Mai vreau să mai fac o referire la medula suprarenală, deoarece aceasta nu are foarte multe, dacă se întâmplă o hipersecreție sau o hipofuncție, nu există un sindrom anume, dar are loc apariția feoformocitomului, care are atât, care poate apărea atât pe bază genetică, cât și prin acțiunea mediului. Feoformocitomul este un tip de tumoare, adică cancer. De cele mai multe ori este de tip malign, iar acesta apare din cauza complexului succinat de hidrogenază. Iar altele sunt legate de dezvoltarea tumorilor neuroendocrine. Vom trece acum la o altă glandă care are atât funcție endocrină cât și exocrină, dar ne vom referi chiar la cea endocrină. Pancreasul, bine cunoscut, este reprezentat de insulinul Langerhans, unde avem 1-2%, reprezintă 1-2% din masa pancreasului. Și sunt așezate în acinii glandulare pancreasului exocrin. Acesta se împarte în două tipuri de celule. Avem celule de tip alfa, care secretă glucagonul, și celule de tip beta, care secretă insulina. Insulina este principalul hormon hipoglicemian, având rol important în depunerile de glucoză sub formă de glicogen sau lipide. Iar glucagonul are efect antagonist insulinei, crescând concentrația de glucoză în sânge și stimulează descompunerea lipidelor și a proteinelor. Probabil toată lumea auzit de diabetul zaharat, care este de obicei produs prin hiposecreția insulinei. Acesta poate fi de două tipuri, de tip 1 când este administrată insulina injectabil, iar de tip 2 prin pastile. Aici avem câteva imagini la microscop. Puteți observa și insulele Langerhans. Și în final vom vorbi despre thymus. Este un organ involuit în principal, situat înapoi a sternului. Involuează după pubertate și secretă așa zis un hormon timic cu efecte antigonadotrope. De aceea este secretă până la vârsta pubertății, după aceea lasă loc secreției de sexosteroizi pentru a apărea caracterele secundare, sexuale. Celulele timice numite timocite provin din măduva osoasă roșie, de unde migrează apoi pe care s-a învinde în organele limfoide și astfel are loc nașterea limfoidelor de tip T, originare din măduva hematogenă și diferențiate în thymus. Am spus că are rol de glandă endocrină și exocrină și are localizare retrosternală. Și mai este un lucru foarte important de spus. Unitatea histologică a thymusului este lobulul timic, format dintr-o rețea de celule reticulare între care se află timocitele. Acestea sunt celule hematoformatoare primordiale, adică celule stem, migrate din măduva hematogenă. Timocitele însămânțează organele limfoide periferice, precum ganglionii limfatici, spina și amigdale. Iar, în încheiere, o să spun că există și alte organe care, în afară de funcția lor principală,
gastrina, duodenul secretă de la 6 până la 8 hormoni, cu rol în legarea cu secretorii și motorii aparatului digestiv, rinichiul secretă atât renină cât și eritropoietină. În plus, unii neuroni hipotalamici și ai altor organe nervoase au activitate secretorie, proces numit neurosecreție. Astfel, sistemul endocrin este conceput ca un sistem anatomo-funcțional complex, dar în schimb foarte legat de cel nervos, având rolul de a regla și coordona pe cale umorală activitatea diferitelor organe pe care le integrează în ansamblul funcțiilor organismului. Iar acum vom trece la un mic test, să spunem. Încerc să vedem dacă mă așa. Iar acum vom trece la un mic test, să spunem. Încerc să vedem dacă mă așa. Cine secretă ACTH-ul? Dacă ați fost atenți, ar trebui să știți. Unul de se mai numește sindromul CON. Perfect, da. Avem o întrebare. De ce diabetul zaharat sau insipid se mai numește boala celor 3P? Și avem ca variante datorită poliuriei, polifagiei și polidipsiei, datorită polidipsiei, poligeniei și polifagiei, respectiv datorită celor care au descoperit boala. A. Perfect. Ce rol important are tirozina? A. Sub acțiunea unei gene anormale se transformă în melanină. B. Pe cale normală fenilalanina se transformă în tirozină sub acțiunea unei gene dominante. C. Determină blocarea secreției de prolactină. Iar D. Fenilcetonuria este determinată de blocarea transformării fenilalaninei în tirozină și este dominantă. Împreună pentru a menține echilibrul intern al organismului. A. Hemeostazie. B. Sinteză. C. Mitoză. D. Oxidare. Hemeostazie. Perfect. Și acestea fiind spuse, noi vă mulțumim pentru că ne-ați ascultat și sper că v-a plăcut. Aveți întrebări? Am primit. Ai putea să primești. Doar dacă ți